Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate sunt principalele activități ale bursei de cereale de la Corabia, care în 2 săptămâni își va deschide porțile. Acum se fac angajările și se pun la punct ultimele documente. Pe data de 12 august a ieșit certificatul de înregistrare al bursei de cereale Corabia și în maxim 2 săptămâni cred că începem să funcționăm, pentru că mai trebuie să puse la punct deschiderea conturilor, deschiderea revisalului, partea de informatică, montarea calculatoarelor, ringul de tranzacții, angajarea personalului. În prima etapă vor fi 7 persoane, dar pe măsură ce se vor mări numărul de tranzacții și veniturile bursei vor fi mai mari, atunci și numărul de personal se va mări. În timp ce în clădirea bursei de cereale se fac ultimele pregătiri pentru inaugurare, malul Dunării a devenit o atracție pentru depozitarii de cereale care vor să construiască aici silozuri. Avem câteva solicitări pentru noi capacități de depozitare, ceea ce înseamnă că intenția marilor depozitari sau producători de cereale este clar că se vor concentra în această zonă. Bursa de cereale a fost construită cu fonduri europene, valoarea proiectului accesat de Consiliul Județean Olt fiind de 5,8 milioane de euro. La societatea nou înființată Bursa de Cereale Corabia SRL, acționari sunt Consiliul Județean Olt și Primăria Corabia, cu câte 25% și Bursa Română de Mărfuri, care deține 50% din acțiuni.